Hristos a înviat. Adevărat a înviat. E o bucurie pentru noi să fim în seara aceasta la Cârtia Durzii, partea noastră și a Fundației Cireșari. Vă dorim dacă nu îmi dați. Da. M-auziți acum? M-auziți acum? Da. Dați-vă mâna, salutați-vă de aici, de la Beiuș. Noi, dumneavoastră, de la Cârtia Durzii, împreună seara aceasta, pentru cei care sunteți cu noi pe internet, Dumnezeu să vă binecuvânteze și dumneavoastră. Vrem din toată inima ca să putem să slujim pe Domnul nostru împreună în cântare și în cuvânt și în această seară să fim împreună, împreună. Și mergem împreună, ne gândim în primul rând la o legătură spirituală, o legătură care, trascende dincolo de confesiunile noastre, de locurile care ne duce să ne închinăm și cred din toată inima că, așa ca data trecută când a fost în locul anului Domnul nostru, și în această seară va fi un moment al bucuriei, al plăcii și al dragostei. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Haideți să ne ridicăm în picioare pentru că vrem să începem rugându-ne împreună și să spunem: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Stăm așa în picioare, cântările veți în partea asta scrise. Haideți să cântăm împreună. Cântăm Domnului nostru, tot din lumii. Numai Tu meriți slava, cinstea, gloria și onoarea.
A venit în această seară în numele Tău, în locul acesta, pentru că Tu l-ai biruit pe diavolul și Tu ai biruit moartea. Și cu moarte pe moarte, călcând, ridicându-te din mormânt. Și după ce te-ai dus la cer, trimise Duhul Tău cel Sfânt peste ucenicii Tăi. Venim în seara aceasta în numele acelui Duh Sfânt și Te rugăm, leagă-ne împreună, Doamne, cu lanțurile dragostei Tale. Te rog, repară rănile și lucrurile rupte între noi, Doamne. Mă rog în această seară să pui Duhul Tău cel Sfânt în familiile noastre și sângele Tău să curgă între noi, Doamne. Dacă este cineva trist în seara aceasta, îmbucură-L, Doamne. Dacă cineva e în sala aceasta, bolnav, vindecă-L. Dacă cineva e nemântuit, mântuiaște-L în numele Lui Iisus. Dacă cineva e singur, fii prietenul Lui. Dacă cineva are nevoie de un răspuns la o întrebare, dă Tu răspunsul acela, Doamne. Nu ne da ce vrem. Nu ne da ce merităm. Dă-ne ce știm că avem nevoie. Te rog în această seară, întoarce privirea spre țara noastră. Întoarce-ți privirea spre Câmpia Turzii. Întoarce-ți privirea spre preoți, spre pastori, spre dască, spre primărie, spre cei care fac această lucrare să meargă bine. Te rog în numele Lui Iisus Hristos, binecuvintează pe cei care au venit din alte localități. Și fie, Doamne, numele Tău lăudat în locul acesta, pentru că nimeni, Doamne, nu-i ca Tine. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. Și cu o cântare de laudă împreună. Să știe toți că Domnul este Dumnezeu. Tu domnești pe tronul slavei, în veșnicie îmbrăca. Strălucirea slavei Tale mă uimește neîncetat. Cine oare se compară, Doamne, cu puterea Ta? Tu ești Domnul vieții mele. Sus la Golgota.
adus aici, pentru că tu nu stai de obicei în ziduri goale. Tu stai acolo unde sunt oameni. Și în seara aceasta recunoaște că nici unul dintre noi nu-i bun. Pune-și numai tu. Recunoaște că toți avem nevoie de pocăință. Recunoaște că toți avem nevoie de dragostea ta. Și vreau să mai cântăm o cântare care ne vorbește despre iubirea Lui. Iubirea Lui e mult, e mult mai greu decât mai greu de înțeles. N-am înțeles-o niciodată. Dar o trăiesc în fiecare zi. Îi mănânc pâinea, îi beau apa, îi respir aerul. Eu nu pot să vă spun cum iubirea Lui, o simt pentru mine. Vreau să o dau mai departe, vreau să zâmbesc cele de lângă mine. Vreau să spun că Iisus Hristos a mântuit un gunoi cu mine. Și că Dumnezeu meu e bun, că putea să-mi ia viața de atâtea ori. Și n-a făcut-o. Și în seara aceasta, despre iubirea aceasta a Domnului Iisus, vrem să vă cântăm și vrem să predicăm. Și vrem ca să înțelegem că fără iubirea Lui, nu-i nimic. Haideți să mai cântăm o cântare frumoasă. O cântare foarte frumoasă. Adventiști,
pentecostal am zis? Bine, voi ați mai ridicat și la ceilalți. Dragoste, bă. Câți frați rămân catolici, sunt primul catolici în sală? Lăudați să fie Iisus. Lăudați să fie Iisus. Dacă avem din noastră Domnului, slăviți pe Domnul. Câți frați reformați avem în sală? Oh! Dar și eu, Domnul să vă binecuvinteze, altea mea. Vreau să facem ceva frumos. Doamne, cred că avem Crezul pus. Haideți să spunem împreună. Asta credem noi în seara asta. Din asta vreau să predic. Dumnezeu să ne ajute. Amin. Și împreună să spunem. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl Atotțiitor, Făcătorul Cerului și al Pământului, văzutelor tuturor și nevăzutelor, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și-a pătimit și s-a întrupat și-a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morți, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-unul Duhul Sfânt, Domnul e viață Făcătorul, care de la Tatăl curcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez întru iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Vreau cu vas locurile și aș vrea să mai cântăm împreună cu colegii mei de la Cerușoare. Ce două cântări frumoase. Da? Ați cântat acolo, că vreau să cântați. Bine faceți. Thank you.
să ne ajute Dumnezeu, ziceți amin. Ultima cântare înainte de a asculta Cuvântul Dumnezeu și vreau să vă mulțumesc știind că și în această seară v-ați rugat pentru lucrarea aceasta. Aseară am fost la Ogna Mureș, n-am știut că e așa de aproape de asta, dar nu m-aș mai fi dus până acasă. Așa că am fost de două ori săpada de la Mâini la Cluj și încoace spre Câmpie. Eu cred în această seară că Dumnezeu are ceva cu tine. Ziceți amin. Eu cred că în această seară Dumnezeu vrea să te facă mai aproape de El, să te pună într-o poziție mai aproape de El, mai sfânt, mai bun, amin? Și dacă te doare, Dumnezeu să te ajute să fii mai sfânt. Și dacă nu-ți place de multe ori cum Dumnezeu lucrează la opera Lui, dar niciodată lutul n-are voie să plângă în mâna olarului, trebuie să stea cu mine. Așteptăm o zi, ultima parte a crezului nostru, pe o necesitate în seara aceasta, aștept învierea morților și viața veacului ceva să fie. Câtă vreme stați pe pământul acesta, o să plângeți. Sirenele ambulanțelor o să le auziți. Clopotele bisericilor care bat atunci când moare cineva, o să le auziți în continuare. La Cluj o să se mai facă citostatice. Tribunalele o să fie pline. Bărbați, femei, care divorțează după ce și-au spus o viață, o veșnicie de credință. Copiii o să fie avortați în continuare, oamenii plânși, cei bogați vor fi mai bogați și cei săraci vor fi mai săraci. Să nu puneți preț pe pământul ăsta. Dacă îl iubiți, înseamnă că ați greșit planeta. Sau sunteți dumneavoastră greșiți. În această seară, un singur dor. Se spune că numai România au cuvântul acesta. Dar să știți că nici mămăliga nu-i tipic românească. Așa că nici dorul nu-i tipic românească. Dorul nostru să fie după Hristos. Dragostea noastră să fie după El. Amin? Cântăm și cântarea asta.
să le ajute să poată să rămână credincioși Domnului în fiecare clipă în viață și Dumnezeu să-i ajute să poată să slujească mereu Domnului cu bucurie. Și haideți ca în această seară, așa cum am spus mai înainte, să putem să vă spun câteva lucruri, ceea ce credem noi. Pentru că, vedeți dumneavoastră, puțin în România confuzi. În România sau mai multe confuzi. Uitați-vă, citesc rezultatele unui recensământ făcut în urmă 2 ani de zile. 95,6% dintre români cred în Dumnezeu. Din punct de vedere al credinței noastre în Dumnezeu, suntem primii în Europa. Bucurați-vă! 95,6%. Bravo! Mă gândim, imediat urmează ceva ce ne amărește. Doar 50% dintre români cred că există rai și iad. Adică ei cred în Dumnezeu, dar la fel de bine cred că atunci când mor, totul se sfârșește aici. Din ei iese grâu. O văs sau nimic. Paf cosmic până la urmă, să alegem fiecare. Ce citesc mai departe mă umple de uimire mai mare. 44% cred doar dintre români în preoți și în pastori. Pentru pe baza principiului că să nu faci ce face popa, ci să faci ce zice popa. Mai repede s-a spovedit la DNA decât la un preot. 42% dintre români cred în minuni. Ceilalți cred în Național Geographic. 31% dintre români. Deci ideea că a crezut în Dumnezeu la mod absolut. 95,6%. 31% cred în deochi. Deochi este o poziție când merge așa hăbăuc, știți? Când e deocheat cineva, când nici gura nu sta, ci nici arba nu se place, când ești o fel de mioriță dusă la abator. De obicei, împotriva deochiului, se fac anumite practici românești, tradiționale, strămoșești, creștinești, care se iau 7 cărbuni, se bagă într-o cană cu apă, nefericitul pe acada respectivă, sigur că la aceea merge mult mai spobiu și vor schimba mai departe. Vreau să înțelegeți că aia care au zis că ei cred în Dumnezeu, 96%, 31% dintre ei crește în deochi. Mă, când vezi că nu funcționează Dumnezeu, ia cărbuni din sobă. Bun. 25% dintre români cred în horoscop. Din aia care cred, să zicem toată populația României crede în Dumnezeu, dar dintre aceia care cred în Dumnezeu, 25% deci un sfert, cred și în horoscop și prima dată dimineața, și ce fac? Să uite să vadă dacă merită să iasă din casă sau nu. Dacă cumva stelele nu s-a aliniat cum trebuie, nu te duc la școală. E patru. Nu strângem. Nu mai vorbesc după aceea. Gândiți-vă că horoscopul e puțin lucru pe lângă o pisică neagră și pe foarte înțeleasă în față. De ce credeți dumneavoastră că întotdeauna când mă duc cu avionul în rândul 13 gol aproape? Pot să stau liniștit că nu vreau să zboare mai mult, nu vreau să zboare nici mort. Ca și cum dacă am stat pe rândul 12 și avionul s-ar duce în cap, el a scăpat mai repede decât ăla de pe rândul 13. Dar românii cu românii n-au rost să cerți. 25% cred din români în farmece. Farmacele alea care se fac, nu să știți, păpuși în punze. Am să vă spun ceva, să credeți că e ciudățenie. Cum vă prin cap ideea aceasta? În geanta mea, duminică seara, când am spus la mama suspementată, am spus la nevastă mea suspementată. În geanta mea, duminică seara, când am venit la botez, am găsit o bucată de carne, învăluită într-un zi, într-un ceva așa de hârtie și apoi o batistă legată cu roșu. De batista respectivă era și o sticlă micuță cu apă. Și apoi niște cuvinte ciudate scrise cu hârtia respectivă. Când ne-a spus la mama să leșne, e bocăită veche, dacă n-aude de chestii în astea, o bucă de murat instantaneu. Știți ce mi-a părut mie rău? Când a pus ăla un kilogram de carne, două, zgârcitul. La patru prunci, la socul meu, nevastă, mamă, eu, bucățică de carne.
Așa că am avut foarte mari frământări zilele acestea. Mi-e și frică și acum. Deci 95% de români cred ce zicea scris aici. Un sfert dintre români cred în horoscop. Un sfert dintre români cred în descântec și în vrăjitorii. O grămadă de români nu mai cred nici în rai, nici în iad. Cred în tot ce se poate întâmpla mai rău și mai bine pe pământul acesta funcție de noi. De-aia am zis că e o problemă. Adică atunci, în momentul în care dumneavoastră v-ați pus întrebarea aceasta de ce facem o grămadă de prostii. Pentru că nu există nimic în viața viitoare care să poată să facă foarte greu cu copiii ăștia. Mai cred că poate duci mai în spate. Că, nu știu cum e să fac. Dar de fapt am zis un pleonaz, copii cu minți. Bine, zici copii și automat sunt cu minți. Vreau să vă spun ceva în această seară. Eu cred în toată inima că Dumnezeu și principiile Lui nu se schimbă. Nu știu dacă dumneavoastră credeți că Dumnezeu nu are o Evanghelie pentru anul 2017. Generația mea primește aceeași Evanghelie din partea lui Hristos ca și generația Facebook-ului de astăzi. Credeți asta? Sau nu credeți? Haideți să vă explic cum e Evanghelia. Tinerii de astăzi pleacă din biserică pentru că pentru ei Evanghelia care mi-a fost mie relevantă, pentru ei nimeni relevantă. Dumnezeu e schimbat. Datoria preotului și pastorului este datoria poștașului. Noi trebuie să ducem această scrisoare de dragoste, această scrisoare de dragoste neschimbată și nealterată, la destinatar. Dar dacă poștașul se duce la destinatar și aude de la vecin că s-a mutat de pe strada aia, nu mai este de 3 luni de zile pe strada respectivă, s-a mutat. Poștașul poate să facă ceva simplu, ce ar putea face orice poștaș de bună credință. Să bage o scrisoare acolo, nu-i treaba mea, scrie pe plic strada Desnei numărul 1, acolo pun și mă duc în dreptul. Sau poștașul dacă ar fi omul Dumnezeu, ar zice, măi, ăsta nu mai stă la adresa asta. Să întreb pe vecini, unde s-a mutat? Păi s-a mutat pe strada Luncii numărul 16. Și poștașul, om de bună credință, bagă plicul în buzunar și se duce acolo, deși pe adresa asta, scrie altceva pe scrisoare. Cred că ați înțeles un debat. Generația asta care acum avem de face cu ei, pentru că sunt copiii noștri, ei nu mai sunt acolo unde am fost noi. Îți mutați la altă adresă. Sunt în lumea lor. O lume care înseamnă de multe ori 4 ore sau 8 ore pe zi în fața calculatorului. Vorbești cu ei și nu te urmă. Generația aceasta e mutată pentru că au căștile în urechi. Ei nu pot trăi să nu asculte ceva în urechi, mergând pe stradă. De ce credeți că în Suedia au pus semafoarele acum pe jos? Pentru că ei uitându-se tot timpul la telefon, ei nu mai văd semafoarele aici și îi caută mașinile. Ei nu știu când e verde și când e roșu. Și atunci sunt obligați să le pună suedeze și în curând o să fie în toată Europa, în generația lor, semafoarele, că dacă ei tot să uită aici la telefon, el aici. Așa și rămâne strâng, ca o săgeată, ca o secere, mai trebuie ciocan și comunist. E bine, trebuie să înțelegeți că generația asta s-a mutat. Nu sunt mai proști ca noi. Nu există generații de tâmpiți și generații de Naionescu sau de Geni, de Anștri. Toate generațiile sunt la fel. Nu există generații bune și generații rele. Acea generație care a făcut al doilea război mondial, acea generație a reușit performanța ca să reclădească Europa din cenușă. Generația părinților mei care au căutat uraniul la Băița ca să-l poată duce mai departe și să avem ce avem acum. Nu există generații bune și generații rele. Nu uitați că Dumnezeu se va folosi de oamenii aceștia. Eu sunt convins că în următorii ani care vine, acești copii care astăzi se plimbă cu capul în jos și le trebuie semafoare pe aici, în curând vor fi oamenii care ne vor vindeca de bolile noastre. Sunt medici de mâine, sunt oamenii care vor face o grămadă de lucruri bune. Ei trăiesc într-o lume mult mai rea decât a noastră, fraților. Eu n-am auzit știri din acestea că sar oamenii în aer în fiecare zi. Eu n-am auzit pe vremea când eram eu copil că ei creștinii se duc la sărbătoare de florii și sub scaunele lor se pune dinamită, că atunci când se ridică picioare se poate să plece mai repede la cer. Eu altă generație, dar am obligația să mă duc să le duc Evanghelia. Ei nu vin la biserică, mă duc la ei.
În ultimii ani am fost mai mult în afara spațiului bisericii, în casă de cultură, în sală de sport, pentru că acolo sunt ei. O trebuie să vorbesc cu limbajul lor. Dar vreau, le-am spus un lucru. Niciodată Dumnezeu nu-și diluează Evanghelia pentru voi. Nu există o Evanghelie mai ușoară, o cruce mai ușoară pentru voi. E aceeași cruce grea și aceeași Evanghelie grea pe care am avut-o noi. Și asta vă dă și vouă. Dar trebuie să vă împachetăm în așa fel încât să o înțelegeți. Generația mea n-a putut asculta audio în afară de muzică, ABBA și altceva, nimic. Generația lor nu pot trăi fără audio. Ei nu mai citesc. Pastore, am fost profesor atâția ani la universitate. Pastore, dar zice, nu mai citesc tinerii noștri de astăzi Biblia. Tinerii de astăzi nu mai citesc nimic! N-ați înțeles asta? De ce credeți că Biblia audio e cea mai îndrăgită formă de comunicare a lor cu Dumnezeu? De ce? Pentru că și-au pus acolo în telefon și pleacă mai departe. Ei nu au vreme să citească și dacă citesc, nu înțeleg. Ei sunt aproape spre analfabeți funcționali. Cei mai mulți dintre ei sunt analfabeți funcționali. Trebuie să înțelegeți un lucru, că avem o datorie față de ei să le spunem că Dumnezeu nu se schimbă. Atunci pot să întreb și eu. Cum reușește performanța Bisericii Ortodoxă, Catolică, Pentecostală, Baptistă, să nu mai fie relevantă de generații de astăzi? Adică trăim cu aceleași lucruri de 2000 de ani. Păi măi, fraților, fiți constanți în toate. Dacă ați reușit, v-ați hotărât ca să fiți oameni care să trăiți în trecut, pe atunci umblați în continuare în opinci. Înhămați-vă măgarul la căruță, la cotigă. Adică v-ați permis să vă luați X7 acasă. V-ați permis să vă luați tot felul de mașini, da? Să vă luați tot felul de ciudățenii acasă. Aveți televizor de 2 metri. Voi care ați arat cu plugul! Acum aveți tractoare ultra-performante, dar când e vorba de Dumnezeu, să rămânem la cele vechi. O să vă mor o generație de cruci. O să plecem droguri, o să plecem păcat și o să moară degeaba, o să moară din cauza voastră. O să moară din cauza noastră. N-au treabă preoții. Dă-mi pe gheaniță așa cum acar numai cu 2000 de ani. Se duc la biserică și o grămadă. Domn profesor, nu înțelegem nimic. Venim la dumneavoastră pentru că ne explicați și înțelegem. Mă duc la biserică, zice, știu liturghia pe de rost. Stau cu un picior pe altul, îi fac semn la colegul meu, mai să dispărem de aici. Zice, mama, de pleci, sar cu picioarele bătute. Nu mă, mai stau doar. Copiii vin de frica noastră în biserică. Copiii nu mai vin că îl iubesc pe Dumnezeu. Copiii vin ca și câinii lui Pavlov la blit. Ei se duc pentru că au învățat că fiecare dimineață când sună asta, hai mă că plecăm la biserică, la Sfânta Biserica noastră, că dacă nu, te omor, mă, blugi, nu-ți iau. Bine, el se duce. El înțelege un lucru câtă vreme mănâncă pe masa ta. Face ce vrea el, dar tu, el are două vieți. Unul știi tu, unul știi tu și unul știe el. Vreau să înțelegeți în această seară un lucru. Că lor trebuie să le prezentați nu un Dumnezeu care să stea cu pumnul în gura lor, ci un Dumnezeu al dragostei și al înțelegerii. Aud cuvinte din partea, vă rog să mă credeți, că tot ce vă spun acum n-am vrut să vă spun. Duhul lui Dumnezeu, în clipa aceasta îmi poruncește să spun lucrurile ce se întâmplă atunci. Asta vreau să vă spun. Dumnezeu vrea să vă spună și să vă tragă la rost. Și eu ca tată vă vorbesc în seara aceasta, nu ca pastor. Ca tată. Pentru că avem niște copii acasă pe care Dumnezeu ne-a dăruit. Avem niște copii care avem obligația să-i ducem în împărăția lui Dumnezeu. Ei nu mai sunt ca noi. Noi nu mai suntem ca ei. Atâta vreme că nu te mai poți număra printre tineri, automat se par foarte nesăbuiți. Dintr-o dată, bă, dar noi eram altă. Să nu vă spune cum erați voi. Ca mine. Noi am fost sfinți. Opriți-vă. N-am auzit până acum că dumneavoastră aveți bulbuc de bec în jurul capului. Ascultați-mă. Dumnezeu nu se schimbă. Le-am prezentat copiilor, 6 și 9 ni s-au prezentat. Și preoților și pastorilor noștri ne-au prezentat, predicatorii noștri ne-au prezentat un Dumnezeu care abia așteaptă-mă să faci ceva rău ca să-ți dea cartonașul roșu. Cei mai mulți români când îi întreb, voi ce credeți că Dumnezeu a făcut Dumnezeu? Nu te joci, că te trăznești. Cei mai mulți români nu iubesc pe Dumnezeu, ci să tem de Dumnezeu. Teama aceea că dacă faci ceva greșit, dacă Dumnezeu ar face așa cu fiecare dintre noi, niciunul nu era în seara asta aici în seara. Sunteți aici ca dovada faptului că Dumnezeu vă iubește. Vă suportă. Că Dumnezeu vrea de la voi încă ceva.
vrea să audă din gura voastră că Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei, un Dumnezeu al șansei a doua. Au foarte mulți dintre ei falimentat în pornografie, în păcat, într-o grămadă de lucruri. Aveți răbdare cu ei! Și vouă Dumnezeu v-a dat a doua șansă. Să nu uiți ca mamă, copilul care îți aduce cel mai mare de casă acum, într-o zi s-ar putea să fie sprijinul bătrâneților tale. Mereu am avut ocazia aceasta ca să aleg între copii. Bă, ăsta am eu, ăsta ascultă de mine. Nu mă, ăla te laudă. Ăla ești mai șmecher decât alălalt. E lingău. Ai reușit performanța ca să-ți pupi mereu lingău. Ăla care te-o, mamă, ce bine arăți. Tot S să se potredește, nu? Și tu ai 104 kg. Dar el tot la S este gândul. Să-ți cumpere o roche. Domnule, zice, pastor, nu vreau să mă văd acasă. Dacă tu l-aduci, îl duci la tine acasă, nu îl duci mie. Asta mi-a făcut rușine, eu cap pe stradă, nu o scot. Serios? Dar tu lui Dumnezeu, tu îi aduci rușine în fiecare zi. Minciunile tale, răutatea ta, lăcomia ta și bârfa ta. Și toate celelalte lucruri care crezut că-s grozave, crezi că lui Dumnezeu îi plac? La noi, la pocăiți, păcatul este, bă, zice, au făcut, nu știu ce, au băut, au fugit cu nevastă, sau gata, ai păcat de moarte. Dar dați-mi un păcat de viață să-l fac eu pe ăla. Nu toate păcatele duc la moarte. Minciuna aia vine în 10 minute, îți dau banii, eu am o grămadă de clienți în ăștia. Doar că nu și nevastă mea de ei. Am? Deci, am, mă, le-am dat niște bani împrumut, acum nu răspund la telefon. Știe fratele meu șofer, cu care a venit aseară de la Ogna Mureș, că i-am sunat de pe telefoane cu alte numere aseară, ca să răspundă. Ce mai faceți? Bine faceți, slavă Domnului. Și tu faci bine și eu fac bine. De ce nu răspund mă la telefon? Mă? Bă, măcar spune-mi așa, mai țineți minte povestea aceea cu Isaac și cu, nu de la Biblică, la nostru, cu Abel. Erau doi evrei, unul Isaac și unul Abel. Și Abel era căsătorit cu Rahela. Și la un moment dat nu putea să dormă toată noaptea și zice Abel, zice Rahela, de ce nu poți dormi? Nu pot dormi, zice că trebuie să-i dau la Isaac, trebuie să-i dau $2000 până mâine dimineață. Da, și de-aia nu poți să dormi, zice Rahela, las că te rezolv eu. Deschide geamul și strângă, băi, Isaac! Scoală Isaac la geam, vecinul, și zice, trebuie să-ți dea bărbatul meu Abel $2000 până mâine. Da, n-are, zice, și închisă geamul. Acum zice, dorm tu, că stă treaz el. Dar măcar să ai bunul simț ăsta, care să spui, mă, răspunde la telefon. Dar vouă vi se pare astea păcate mici, ascultați-vă, cel mai mic păcat pe care l-ați făcut, l-a pus pe Hristos pe cruce. Cel mai mic păcat, păcatul răutății, nu-l pot să-ți dau, că n-am, nu-ți face pe mine. Spuneți lui Dumnezeu în seara aceasta și dați-mi voie să vă readuc aminte acest lucru. Dumnezeu zice, dacă poți să dai cuiva, nu-l întreba ce face cu banii niciodată. O grămadă de oameni care mi-au spus că au nevoie de bani pentru mâncare, au băut banii mei. Dar n-am să risc vreodată să nu-i dau la unul bani, un corn. Dar am înțeles un lucru, mai bine cumpără un corn. Pricepeți? Nu-i dați bani. Vreau să înțelegeți un lucru în seara aceasta, că Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu are un lucru clar. Păcatul, bă, Dumnezeu rămâne păcat. Între timp la noi știți cum se numește? Greșeală. Neveghere. Se mai numește păcatul alegere greșită. Știți cum se spune avortului? Întrerupere de sarcină. Știți cum e întreruperea asta de sarcină? N-am ce să le explic acum. Exact cum ai oprit becul. Întrerupere de curent electric. Dar noi vorbim de viață aici. Ce întrerupeți voi? E crimă! Avortul este crimă! Păcat e păcat. Dumnezeu pedepsește păcatul cum l-a pedepsit unul cu 2000 de ani. Ca în urmă cu 4000 de ani. Ca în urmă cu 6000 de ani. Pentru păcatul neascultării l-a dat pe Adam și pe Eva din rai. Afară! Punct. Corect? Am dreptate. S-a schimbat Dumnezeu? Nu. Păcatul de astăzi este păcatul. Și păcatul de astăzi este gata ca să ne explice tuturor că Dumnezeu e drept. Pentru că am făcut și fac același păcat.
E bine, în această seară să nu uitați că suntem un popor păcătos încărcat cu vină. Am auzit că avem nevoie de Catedrala Mântuirii Neamurilor. Vreau să vă spun un lucru. Niciodată neamurile nu vor fi mântuite. Dumnezeu are de face cu oamenii. Știți de ce ne face catedrala asta mare? Știți de ce? 27 de tone de clopoți. Știți de ce? Pentru că suntem un popor păcătos. Și cu cât ești mai păcătos, cu atât strabă catedrala mai mare. Ca să te ierte, să ne ierte Dumnezeu. Acum, ca să știți de ce a făcut-o mare. Pentru că suntem cel mai poporul cu cele mai multe avorturi din Europa. Pentru că am omorât 25 de milioane de copii în pântecele mamelor. Avem nevoie de catedrală foarte mare. Avem nevoie de clopot. Puternic, badam! Fetele noastre sunt prin parcări. Carnea Europei. Mă duc prin alte țări, ele sunt pe acolo de obicei pe parte de seară. Dimineața cerșesc și noaptea sunt prostituate. Rău, catedrală mare! Tribunalele sunt pline, domnule. Avocații nu mai pot, judecătorii nu mai pot. Lucrează sub presiune, pentru că nu ne înțelegem unii cu alții și jos. Avem de gât de știri, sunt pline de sânge. În fiecare seară auzi că altul jucă să fie tata iară și părinții și copiii. Și toți și-au călcat în picioare și au făcut nu știu ce. Avem nevoie de catedrală mare! M-au auzit pe mulți că suntem popor creștin. Nu există popor creștin. Există oameni. Oameni buni. Oameni puțin buni. Dragostea lui Dumnezeu nu s-a schimbat, dar nici păcatul nostru nu s-a schimbat. Dumnezeu e același. Durerea nu s-a schimbat. Tot așa doare pe oameni. Spune cuvântul Dumnezeu că moartea nu s-a schimbat. Dar dacă nu s-a schimbat, atunci știu că și făgăduințele lui sunt la fel de mari. Eu știu că tot așa moare. Mi-a spus o grămadă, zice, de pastor, mai fugi pe bandă. Bine. Am calculat că dacă mănânc cereale și fug pe bandă, trăiesc cu 3 ani mai mult. Așa am calculat eu. Dar acum, să trăiesc următorii ani tot cu gândul că trebuie să fug pe bandă în fiecare zi să mănânc cereale, adică să-i fac praf următorii care vor mai fi pentru mine greu. O să vă spun ceva. Am ajuns la ocazia aceasta, la gândul acesta, că oamenii vor să trăiască mult și prost. Și am ajuns la concluzia că nu cantitatea vieții e importantă, ci calitatea. Calitatea. Adică nu contează că trăiesc mult sau puțin, dar să trăiesc frumos. Că cine trăiește frumos și moare frumos. De ce mi-ar fi frică de moarte? Ce poate să-mi ia în afară decât trupul ăsta sau cum îi putreze ciumele? Vreau să vă spun în seara aceasta că de moarte să nu vă fie frică niciodată. Moartea e cea mai slabă armă a diavolului. Prima dată diavolul vrea să-ți ia sufletul în trup. Și nu există moarte fără voia lui Dumnezeu. Chiar dacă a trebuit să umblu prin valea umbrei morții, tu ești cu mine. Niciodată David nu i-a spus lui Dumnezeu tu. Și niciodată un om nu-i poate spune Dumnezeu tu. Decât atunci când e în brațe la El. Și în brațe la El vei fi într-o singură zi. Când vei trece de aici dincolo. Abia atunci vine după tine. Aici ne-a trimis îngeri să ne predice, ne trimite îngeri să ne cânte, trimite îngeri care să fie soția sau soțul nostru, trimite îngeri care să fie copiii noștri, trimite îngeri care să fie preoții și pastorii noștri. Dar vreau să spun că atunci când mori. Trimite prieteni care să fie medicii noștri. Dar atunci când mori, vine personal. Nu mai trimite pe nimeni. Ăsta e Dumnezeu în care mă cred eu. Și vreau să vă spun că îl iubesc din toată inima și am să-L predic așa cum știu eu la generația aceasta. Și am să spun în fiecare zi că Dumnezeul nostru nu s-a schimbat, că Dumnezeul nostru e dragoste, dar Dumnezeu vrea să o rupe cu păcatul, să nu mai trăim în nelegiuire, pentru că Dumnezeu vrea sfinți în toată purtarea noastră. Și dacă cineva a gustat țărâna, slavă Domnului că nu a rămas acolo să fie omatie spiritual, ci s-a ridicat în numele lui Iisus Hristos. Am să predic șansa a doua până să mor, pentru că nu numai eu, ci și alții, și nu numai odată am avut șansa a doua, a treia, a noua de la Dumnezeu. Și n-am de gând ca să spun nimănui du-te în iad. Și am să spun tuturor că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Nu eu judec pe nimeni, nu eu mântuiesc pe nimeni, n-am murit pentru nimeni. Dumnezeu a murit și Iisus Hristos și jertfa Lui. Și ce a spus Sfânta Scriptură? Ce-ți pasă ție ce facă cu robul meu? E robul meu, zice Domnul, nu-i robul tău.
Deci tu n-ai voie să te judeci decât pe tine și pe tine să te judeci aspru. Să nu întorci degetul spre celălalt. Pentru că tu nu știi cât s-a luptat omul acela cu păcatul. Tu nu știi câtă durere a trăit omul acela. Tu nu știi câtă suferință a îndurat. Ați vrea să spune Samson, hei, dar voi aveți ochii cap, eu nu mai avut de pierdut. Din pricina celor doi ochii mei, zice Samson, mai dă-mi, Doamne, putere, măcar de data aceasta. Ați vrea să vă spun că eu cred în acest credeu al nostru. Eu cred că creștinismul nu se moștenește. El n-a început creștinismul, n-a început niciodată ca o religie. Creștinismul a început ca o relație între Iisus Hristos și ucenicii Lui. Nicăieri Iisus Hristos zice, eu n-am auzit că Domnul Iisus Hristos a fi făcut vreo religie când se plece. Să-L întrebe cineva, cum s-a numit biserica? Biserica a început, ca curios să studiați de știți. Biserica catolică sau biserica ortodoxă sau biserica pentecostală botezată cu Duhul Sfânt? Spuneți cum s-a numit biserica lui Iisus Hristos prima dată. Spune că s-a numit calea. Dacă vă aduceți aminte faptele apostolilor, s-a numit calea. Punct. Știți de ce? Pentru că biserica nu mântuiește, doar ți arată un drum. Și drumul acela se numește Iisus Hristos e Domnul. Calea, adevărul și viața. Eu știu că creștinismul nu se moștenește de la nimeni. Se moștenesc averi, boli, obiceiuri, titluri, dar nu se moștenește creștinismul. Spune cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu nu are nepoți, numai fii. Crucea este o lepădare de sine, o luare a durerii lui Iisus Hristos în inima noastră și un drum singurăcios. Ce Iisus Hristos lui Matei, Matei, vină după mine. Zacheie, dă-te jos de acolo. Că vreau să rămân cu Zacheie. O altă problemă. Zacheie a lăsat pe toți în uimire. Și zice, era atât de bandit și de scroc, încât nu s-au gândit vreodată. Două lucruri nu s-au gândit. Unu, că e fiul lui Avram. El nu fiu de lor. La cât era de șmecă. Și când o strigat Iisus la el, și acesta e fiul lui Avram, zice Zacheie, dă-te jos de acolo. S-o spărea toți, bă, de bără, așa de nos, bă, baptist, ortodox. Acum, noi am zis de 25 de milioane de avorturi în ultimii 30 de ani. Noi o să cine credeți că au făcut? Sirienii care sunt la noi în țară? Cine credeți că păcătuiește în România? Vreau să vă spun eu cine vor fi în cer. În cer nu va fi niciun ortodox, niciun catolic, niciun baptist, niciun pentecostal. În iad vor fi ortodoxi, în iad vor fi pentecostali și baptiști, pentru că în cer va fi, nu vor fi decât copiii lui Iisus Hristos. Amin. Și ăsta și cam alerge el, că Domnul și-i cunoaște pe lui, după nume. Domnul Grindeanu te cunoaște după CNP-ul. Las pe vestul, când vine pe gospodărie, îți ia tot, și vaca, comunii și zero, până că ce vor face așa. De-aia a făcut acum evangelizarea asta la Câmpia Turzii, că data viitoare nu o să aveți nici cojoace pe voi. Acum e momentul. Libertate. Nu o să pune impozit. Cum să nu pună pe casa asta? Sau să fie casă mare, prenaționalizată. Vreau să înțelegeți un lucru. Că trebuie să percepeți că Dumnezeu nu are familie. Bă, ăștia-s bun, ăsta părinții ăștia. Nu. Iisus Hristos te cheamă pe nume. Dar la mine în casă, ce mama se roagă, nu-i suficient. Era o cântare de-a noastră care spunea, rugăciunea mamei mele nu este de jos. Eu trebuie să mă rog. Și știți de ce mama n-are nicio treabă cu mântuirea mea? N-am nevoie de religia asta, de tip fusta mamei. De ce? Pentru că nu eu am păcătuit. Eu am păcătuit. Mama are păcatul ei, eu am păcatul meu. Mama trebuie ca să pocăiască ea și trebuie să mă pocăiesc. Eu păducă din izvorul de unde a băut mama, trebuie ca să beau și eu. Ăștia s-o spărea de Zacheu. Ăsta e fiul lui Avram. Poate să fie fiul lui... Și a doua sperietură a fost, spune cuvântul lui Dumnezeu, că și fiul lui Avram, dacă fiul lui Avram, mai poate să fie pierdut. Mai poate să fie pierdut. L-am întrebat pe unul dintre cei mai buni prieteni ai mei. De ce el nu vrea să mai audă de Dumnezeu și de credință și de nimic? Și mi-a spus așa, pastore, tu îți mai aduci aminte de mama? Să cum să nu-mi aduc aminte de maică ta, că doar eu am îngropat-o. A avut cancer. Maică s-a înainte cu vreo două luni de zile de a muri. Eu a fost ortodox și toți.
Înainte cu două luni de a muri, femeia aceea m-a chemat la ea acasă și a spus, pastore, vorbește despre Hristos. Și a vorbit despre Hristos. El era plecat la școală, prietenul meu. Dar cum să nu te duci la mama prietenului tău? Și am vorbit despre Iisus Hristos și mi-a spus așa. Eu nu știu dacă mai trăiesc și ultimul lucru ar fi să mă botez eu acum, pentru că am cancer. Nu? Eu vreau să mă botez pentru mine și vreau, pastore, ca tu să mă botezi pe mine. Și vreau să-mi promit în seara aceasta că tu o să fii la mine la mormântare, că tu o să predici la mine în curtea aceasta. Și am spus, Doamne, vă promit asta. Și a plecat. Eu n-am știut de ce fiul ei nu mai merge la biserică, la biserică ortodoxă de fel. Nu vrea să mă audă niciun preot. Îi înjură. Când s-a dus să-și îngroape mama, eu eram plecat la București, m-am întors de la București și i-am făcut serviciu de mormântare. Și tot a fost bine, toți îmbrăcați în negru, am ținut predica și am plecat. Eu n-am știut ce luptă au avut ei înainte cu două zile. S-a dus la preot. Preot care a crescut împreună, noi suntem colegi. Eu cu preot ortodox și cu el. Am fost prieteni. Că popa nostru ortodox ăsta de care vorbim noi acum, el fura de la taică-sul din cutia milei. Noi l-așteptăm în afara bisericii și jucam 21 între eu și luam banii. Într-o casă sau altul, a jefuit biserica ortodoxă multă vreme când am fost copil. Asta era așa. Eu și băteam că n-avea bani destui. El a ajuns preot, eu pastor. Și și-a spus colegului, nu pot să îngropă maică ta aici în cimitir la noi. Lângă tatăl tău, unde are locul tatăl tău. Pentru că maică ta a spurcat cimitirul acesta. Pot să îngrop în afara cimitirului. Cred că s-au bătut, nu știu ce-a făcut. L-a convins până la un preot. Dar de atunci, omul acela nu mai merge la nicio biserică. Nu suntem proști. Ne batem pentru pământ, pentru cimitire. Sunt 7 milioane de teren, de hectare de teren arabil în România nelucrat. Faceți, bă, cimitire, să aveți toți. Vă nu înțelegeți că pierdeți o generație cu prostiile astea. Dar ce mă, la înviere? Dumnezeu a făcut contracte cu cimitirile. Deci hai să-i înviez pe catolici așa că-și iau papa. E băiești că eu, ortodoxi, nu iau jidov, nu iau la ură pe Hristos. Cine ar place? Nu, pe pentecostalii bătezați cu Duhul Sfânt. Păi ăștia înviem toți din spic. Că păi de obicei pe pentecostalii băgau un spic. Că pe bunicul meu, că pe bunica mea, am un neamul de mea, dar sunt spic băgați. Lângă sârma ghepata în cimitir. Afară! Nu ne mai ajungem să stăm vii împreună și morți împreună. Nu ne mai suportăm între noi și credem că el, creștinismul, se transferă de la mama, la tata, la pruc. S-a botezat un băiat, un șmecher, duminică seara, un șmecher de tot șmecher. Au avut numai necazuri părinții cu el, din toată părinții dușmanii lui, că preferau să fie în șanți și să le fure banii, să le vândă verighetele, să bea toți banii aceia și să vină drogat acasă. Decât să le facă rușinea de a se pocăi. Și-a închis băiatul telefonul, nu mai vorbește cu nimeni, s-a scus prin păduri. De ce? Creștinismul se moștenește. Cred din toată inima că, și asta vă spun iar, cu toată dragostea, că mântuirea se obține doar prin crucea lui Iisus Hristos. Din partea mea puteți să vă duceți și pentecostalii toată săptămâna la Ierusalim. Și ortodoxii să meargă la muntele Athos și catolicii să meargă la Roma. În genunchi poate să vă duceți. O să postiți până o să vă sară urechile de la loc, până când o să vă sară ochii din cap. O să prindeți pe lumânări și o să vă dați bani să faceți biserici. Steliți și să le vopsească roșu albaștri. Dumneavoastră o să dați la săraci, că mulți dau la săraci, ca să-și aline sentimentele de păcat. Dacă fac un bine, Dumnezeu zice, bravo, mă, uite-te, mai poți fugi de acasă cum era altul, dar să dai. Să furi în continuare, dacă dai din ei, banii e zburați. V-ați auzit de bani spălați până acum?
spălarea de bani, ziceam, am auzit și eu că ar fi. Tu m-am gândit cum e, că, de exemplu, ar trebui să fie condamnat cu la multe femei. Nu? Cu mașina de spălat, de obicei, pantalonii fac și bani. Noroc că fac de plastică, cu mașini învârt, până îi zăpăce să nu. Spălarea de bani se numește că te duci și când crezi că cu banii furați, o să-L cumperi pe Dumnezeu. Da. N-are nevoie Dumnezeu de biserica ta, de salariul tău cu banii ai. Haideți să vă povestesc, știți dumneavoastră de ce Dumnezeu nu mai are binecuvântare pentru România în biserici? Pentru că bisericile au bani de la stat. Și banii de la stat, mulți dintre ei sunt murdari. Ne clădim biserici cu banii din bugetul statului. Dar în bugetul statului vin și taxele și accizele pe tutun. Pe băutură. Corect sau necorect? Băgăm bani murdari în casa Domnului. Ne facem acoperișuri, ne punem temelii, facem turle. Și cum știu, biserica zilele acestea și-o cumpăra cu banii de la stat fanfara. Și ne întrebăm de ce nu-i bine. De ce nu-i bucurie. Preoții și pastorii ne sunt plătiți de la stat, cei mai mulți dintre ei. Sunt umili slujbași a statului laic. Dansează cum îi se cântă. În seara aceasta vreau să vă spun că indiferent câte fapte bune o să faceți, nu o să fiți mântuiți pentru că le-ați făcut. Indiferent că e capul vostru pe butuc sau nu, indiferent cât o să mergeți în coate și în genunchi, sunteți mântuiți doar prin crucea lui Iisus Hristos. Crucea lui Iisus Hristos. M-a întrebat cineva cât m-a costat pe mine crucea de la biserică. Avem o cruce care vine de jos și merge pe lângă sală sus. Și-a pus un clopot și fier forjat și alte prostii de genul acesta. Și a spus la omul ăla, crucea mea de la biserică m-a costat 10.000 de euro. Dar în urmă cu 2.000 de ani, cine o voia, o putea obține foarte ieftin. Numai să zic că Iisus Hristos e Domnul și îl puneau pe cruce, îl băteau în cuie pe ea și el avea o cruce ieftină. Nu trebuia să plătească pentru ea nimic. Eu plătesc 10.000 am plătit de euro pentru crucea aceea. Pe vremuri crucele au fost ieftine. Și de ce? Pentru că mântuirea noastră, a mea și a ta, este doar prin sângele lui Iisus Hristos. Doi tâlhari și crucea lui Hristos între ei, unul dreapta, unul stânga. Unul și-a bătut joc de cruce, unul a zis, cel pe cruce e Domnul. Unul mers în rai, unul mers în iad, pentru că Iisus Hristos a venit să despartă bărbați de femei, soți de soție, a venit să despartă părinți de copii, prieteni, unul de o parte, unul de alta, pentru că unde intră crucea lui Hristos, ic, sabie. De te duci să te pocăiești, o să faci ceva, tu, fata mea, nu mai ești. Astăzi, cântările pe leu se mereu. N-am venit de ce Iisus Hristos aduc pacea. A zis asta? Și am venit să aduc ce? Sabia. Mântuirea prin crucea lui Hristos și crucea lui Hristos dore. Și când a zis de crucea lui Iisus Hristos, noi nu vorbim de crucea din ureche, de crucea de la cât, crucea de băturlă, din biserică. Rog să vină cei din echipa aici, pentru că vreau să cântăm o cântare și pe mai predică dacă rămâneți aici. Otilia pregătește la crucea de la Golgota, te rog. Bine? Eu atât am vrut să vă spun și să vă spun numai că crucea lui Iisus Hristos plus minus nimic! Crucea lui Hristos, nu vreau să știu altceva între voi, zice Apostolul, decât pe Hristos și pe El cu răstignit. Răstignit. Dar atunci cum e cu faptele bune? Sunteți obligați să faceți fapte bune, da sau nu? Da! Dar de ce le facem? Pentru că am fost mântuiți. Eu nu fac fapte bune ca să fiu mântuit. Eu fac fapte bune pentru că sunt mântuit. Diferență?
sunt obligat să fac faptele alea bune. Nu primăria. A venit domnul primar și îi mulțumesc pentru dragostea care mi-a întâmpinat. Vreau să vă spun numai atât. Nu primarul trebuie să aibă grijă din câmpietul, nu primarul trebuie să aibă grijă de săraci și de orfani. Ci de orfani și de săraci și de amărâți trebuie să aibă grijă biserică. Noi, primii. Dumnezeu ne-a binecuvântat mult ca biserică, pentru că a mers cu principiul 30% din lucrarea noastră e dus spre cei amărâți. Și a zis Dumnezeu, a venit cineva să spună, domnule, aveți instrumente, da, mai de 200.000 de euro. Și care trebuie? N-am avut un ban. Dar am știut că la biserica noastră trebuie să mănânce copiii în fiecare zi. Și cantina socială nu trebuie să o țină primăria, că trebuie să o ținem noi, biserică. Pentru că am știut că mi-e ferice să dai. Și pe oameni trebuie să-i cauți tu. N-aștepta să vină la tine să spună cineva, uite, vreau să fac ceva. Niciodată să nu dați un ban nimănui care cere pentru lucrarea lui Dumnezeu. Când cineva cere ca să facă o lucrare pentru Dumnezeu, înseamnă că Dumnezeu nu-i cu el. Când Dumnezeu vrea un lucru, Dumnezeu dă și bani. În viața mea n-am dat un ban biserica celui care cere pentru lucrarea lui Dumnezeu. Am spus așa, când Dumnezeu vrea un lucru, pune mintea ta, în sufletul tău, să faci o anumită lucrare. Bagi mâna în buzunar, credu-și o dai acolo. Și dreapta să nu știe ce face stânga. M-ați înțeles ce a zis în seara asta? Dumnezeu ne va judeca într-o zi după credință, dar credința noastră lucrează în fapt. Sunteți mântuiți prin crucea lui Hristos, toți, deci. Fără cruce nu va pleca nimeni nici. Deci haideți să predicăm voi cu cruce, dacă întâmplă și apoi mai predică și gata. Sala. Știi ce te rog să pregătești? Frații mei, nu dăm răspunsul.
Vreau să încheiem altfel în seara asta. Pentru că Dumnezeu spune ultimul lucru să te spun. Eu cred că Iisus Hristos va reveni curând. Crezul nostru spune, așteptă învierea morților și viața veacului ce va să fie. Cred că Dumnezeu s-a obosit de lumea aceasta. S-a dus să ne pregătească un loc. A spus aseară a spus că de asta decât 40 de zile până a plecat la cer după ce a înviat. Știi de ce? S-a grăbit să meargă să facă o casă, pare. Cu cât și dea mai mult pe pământ, cu atât gât acasă mai târziu. Simplu. S-a grăbit să plece să ne facă o casă. Știți cum va fi casa aceea? În sfârșit, perfectă. În sfârșit, perfectă. După ce Iisus s-a întâmplat să-ți faci vreodată o casă pe care ai visat-o de mult și să nu iasă conform planurilor. Să vezi că mai trebuia să faci ceva la ea. Mi-aduc aminte când am făcut eu planul pentru casa noastră, urmă cu vreo 12 ani. Atunci am început să o construim. Eu am plecat în turneu cu Cireșari după ce am făcut planul și a venit arhitectul și a zis că ok și l-a făcut. Nevastă mea l-a convins să mai facă jumătate în plus. N-am mai terminat-o de atunci. Totdeauna femeile au niște idei extraordinare. Vor să vadă o casă mare uitând de fapt că în curând vor îmbătrâni și copiii vor pleca la oraș și că li se va părea aspiratorul atât de greu. Atât de greu. Vreau să vă mai spun ceva. Supărat, am fost supărat pe pruncii mei și am urlat în baie, că n-am timp. Din cauza lor să mă duc la baie, să mă duc la serviciu. Stăteam toți 6 la o baie. Când mă băgam în baie, de obicei, pasta de dinți era în chiuvetă. Trebuia să caut lucrurile mele, să spăl după ei, urlam. Nu mai am probleme. Nu mai stau la rând la baie. Copii au plecat. Șef, mă stă toată casa mea. Și singur sunt. Și singur sunt. Abia aștept să mai aud gălăgie în baie, să urlu dimineața, să bag cu pumnul, băi, termină că-ți trag toată freza aia, lasă gelul, lasă gelul. Lasă gelul. Lasă-mă să mă duc la treabă, mă doar să câștig bani pentru voi, pentru toți. Curățiți-vă chiuvetă după voi. Trageți țapa. Vreau să vă spun că într-o zi Iisus Hristos va veni după noi. Și atunci va fi casa perfectă acolo sus, cu Dumnezeul minunat acolo sus. Va fi aur în cer, ce ziceți voi? Scrie că va fi, dar ce-ți face cu aur? Podele. Așa că eu mă uit la câte o pereche în cerce frumos și văd deja asfalt. Înțelegeți? Văd că toată lumea își depune pe deage și se luptă, văd să omoară, văd asfalt. Mă, și-o mai cumpărat o bucată de asfalt. Va veni o zi în care vom pleca acolo, nu știu ce va fi, cu îngeri. Ce vom mânca, ce vom bea. Spune Biblia că vom și mânca și vom bea. Știu doar o singur lucru, că acolo va fi Iisus! Și gata, înseamnă că raiul frumos. Punct. O cântare veche, era 100 de ani. Ascultați cântarea asta. Nu cântăm o fiecare zi cu noi. Un cadou pentru când vii atunci. Cântați-o dacă știți. O, frații mei, cu gândul înspre voi, mă întorc acum și vă privesc în taină și văd cum fericirea din Iisus vă învălui și o haină și parcă-ți vrea să spuneți tuturor că în cerul sus așteaptă o iubire ce va veni odată într-un loc e tainicul de prihănitul bine. Colți de rai în casa lor. Duhul de ceartă. Te mustru numele lui Iisus Hristos de adulte. Duhul de vrajbă. Duhul de neiubire. Duhul
Duhul materialist să plece în numele Iisus Hristos. Este cineva bondat în trup, suflet, să-l duc în locul acesta, să ridice mâna sus, care crede că Iisus Hristos Jehova Rafa, Dumnezeu care vindecă, ridică mâna sus, e cel mai bun medic. Privește, Doamne, privește mâinile ridicate, pentru ei, pentru părinților, pentru cineva drag. Te rog în această seară, lucrează totul în toți. În clipa aceasta, vindecarea, unde lemnul tău, să plece peste ei, să simt acum, acum, în clipa aceasta, sângele lui Iisus, sângele lui Iisus Hristos, sângele lui Iisus Hristos, numele tău, numele tău, pentru că numai El poate, numai El poate. Mulțumesc, Iisuse Hristoase, pentru seara aceasta, pentru oamenii aceștia. Numai Tu poți. Prin cântarea pe care o cântăm, spune că ai nevoie de El. Spune că nu mai poți, spune că nu mai poți, pământul lacrimilor ăsta. Spune că ai obosit, ești obosit deja de atâtea minciuni. Ești obosit de atâtea promisiuni. Iisus Hristos te vrea lângă El. Aleluia, 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 Duh Sfânt. Duh Sfânt, moară. Nevoie, Spirit și Dumnezeu.
să spunem în seara asta mulțumesc. Putem să spunem mulțumesc. Tată Ceresc, cine Doamne e ca Tine pe pământul acesta? Iisus Mesia, Regele nostru, Emanuel. Doamne Dumnezeule, lăudăm numele Tău. Preamărim puterea Ta. Binecuvântăm numele Tău împreună. Cine e ca Tine? Ești singurul Dumnezeu viu și adevărat. Lumină din lumină, puternic, gloriosul nostru Tată. Și toată sala va cânta această cântare care spune Iisus este Mesia, este Domnul, este atotputernic, glorios. Să fie gloria.
Lui să fie gloria în veci de veci. Amin. În veci de veci. Amin. Vom pleca din locul acesta, Doamne, curând. Și unii vor pleca direct la judecată. Unii vor ajunge acasă și alții nu. E posibil. Dar te rog în această seară să nu plece nimeni pe ușa asta nemântuit. Putem pleca fără să ne fi plăcut. Putem pleca fără să ni se pară că a fost ceva grozav sau puțin grozav. Putem pleca din locul acesta mai bucuros sau mai triști. Dar n-avem voie să plecăm nemântuiți. De aceea, Duhule Sfinte, dacă mai este ceva în această seară, te rog, lucrează Tu. Amin. Noi atât am putut, atât am știut. Frații care au organizat lucrarea aceasta, atât au putut, atât au știut. Le mulțumim. Dar, Doamne Dumnezeule, Tu poți mântui. Asta numai Tu poți face. În preotul, în biserica. Te rog, în această seară, Doamne, lucrează Tu. Te rog, binecuvintează Tu. Și numele Tău să fie lăudat pentru toți aceia care au prins o întâlnire cu Tine reală în seara aceasta aici. Tuturor să ne dai o primăvară frumoasă. Și dacă iarnă încă în aprilie, nu-i bai, să nu fie iarnă suflete. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze, numai o secundă să ocupați locurile, Dumnezeu să binecuvinteze câmpia Turzii. Asta a fost o servare cireșare pe care am făcut-o a doua oară, a treia oară de fapt aici în casa asta, deja încep să o cunosc foarte bine. Eu au fost echipa noastră de închinare, Bisericii Sfântă Trime și Fundația Cireșare. Dumnezeu să-i binecuvinteze, amin. O parte foarte aproape de dumneavoastră și sigur că îi cunoașteți. O parte îi vedeți poate duminica pe internet. Mulțumesc celor care au transmis slujirea aceasta, celor care au organizat seara asta. Domnul să vă binecuvinteze. A fost o onoare să putem să colaborăm împreună. Dacă noi ne vom mai întâlni aici, ne întâlnim în cer. În cer, amin. În cer. Când o să plecați de aici, să plecați în rânduială, aveți grijă la mașini, povestiți. Doar ce a fost frumos și bun în seara asta. Acolo, acolo avem standul nostru cu cărți și cu materiale promoționale. Tot aceia care doriți să surgiți, să ajutați Domnul, dragi Domnului, fundația noastră, puteți să o faceți și acolo. Și dați-vă mâna. Dumnezeu să binecuvinteze România. Oriunde s-a răflat. Dacă mai este ceva de anunțat? Pentru cei care nu aveți Noi Testamente, avem așa, mulțumesc. Acolo le găsiți și pe el la ușă. Să citiți Biblia și să o împliniți. Amin? Amin. Seara faină să vedeți.